La sfârșitul lunii mai, Ministerul Afacerilor Interne din România a organizat pe stadionul din Poiana Brașov etapa finală a campionatului național de atletism și cross al Ministerului Afacerilor Interne. La această competiție au participat 280 de concurenți din toată țara, aceștia făcând parte din loturile reprezentative ale Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Direcția Generală Anticorupție, Inspectoratului General de Aviație al MEAI, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Din lotul reprezentativ al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a făcut parte și un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, General Eremia Grigorescu, al județului Galați. Este vorba despre capitanul Adrian Bradu, care a concurat la proba de 100 de metri și care a obținut locul întâi la categoria 35-45 de ani. Încercăm alături de colegii mei din lotul IGSU să câștigăm competiția de fiecare dată. Până acum am reușit de 3 ori la rând, 3 ani la rând am câștigat. Am reușit să întrecem echipa poliției, care, deși vin cu un lot mult mai numeros decât noi, deocamdată nu reușesc să ne întreacă. Câte ore de muncă, de antrenamente se ascund în spatele tuturor pregătirilor înainte de un campionat? De obicei, zilnic cel puțin 2 ore de antrenament. Se ascund și mulți ani de pregătire. Pompierul galățean este campion pentru a doua oară consecutiv după victoria obținută anul trecut pe stadionul Cluj Arena din orașul Cluj-Napoca. Performanțele lui Adrian se traduc în nenumărate ore de antrenamente riguroase, disciplină și ambiție de fier. Mă pregăteam pentru campionatele mondiale ale polițiștilor și pompierilor, care se desfășurau în America. Am suferit o accidentare și din cauza accidentării nu pot să particip la acea competiție. Ceilalți colegi ai mei din lot, IGSU, vor participa, se participă pe mai multe sporturi, în not, atletism, caiac, tir cu arcul, sunt mult mai multe discipline. Din păcate, anul ăsta nu pot să particip. Nu este prima dată în care colegul nostru ne reprezintă la competiții de înalt nivel, obține rezultatele cele mai bune și de această dată s-a clasat pe locul întâi pe podium. Acest lucru face cinste pompierilor gălățeni și este un model pentru toți din inspectorat. La sfârșitul competiției desfășurate în Brașov, lotul reprezentativ al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a obținut locul întâi în clasamentul general pe echipe, devansând astfel echipele Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.